Dragi prieteni ai istoriei, astăzi vom vedea ce legătură există între propagandă, împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei și Catedrala Arhiepiscopală de la Curtea de Argeș. Momentul poveștii noastre este luna septembrie a anului 1917. Vă aduc aminte că în acel moment Bucureștiul era ocupat de armata germană, bulgarii controlau Dobrogea, iar familia noastră regală și armata română se aflau în refugiu la Iași. Ei bine, în ziua de 20 septembrie 1917, împăratul Germaniei, Kaiserul Wilhelm al II-lea în persoană, a venit într-o scurtă vizită de câteva ore în România, aici, la Curtea de Argeș. Această vizită a fost un mic turneu propagandistic, prin intermediul căruia Kaiserul dorea, de fapt, să transmită un mesaj. Care anume era mesajul și mai ales cine erau destinatarii acestuia, iată subiectul episodului nostru de astăzi. În toamna anului 1917, împăratul Wilhelm al II-lea era un bărbat în vârstă de 58 de ani, dintre care ultimii aproape 30 de ani îi petrecuse pe tronul Germaniei. Din naștere, Kaiserul avea un handicap la mâna stângă, pe care nu o putea folosi foarte bine. În cursul anului 1917, Kaiserul de la Berlin avea toate motivele să fie supărat pe regele Ferdinand al României, pe care îl considera un trădător, pentru că, deși era german prin naștere, acesta se aliase cu Anglia, Franța, Rusia și Italia. Spre deosebire de Ferdinand, pe care îl disprețuia, Kaiserul avea o stimă mare pentru primul rege al României, Carol I, care decedase în anul 1914. Așadar, acesta este mesajul pe care Kaiserul Wilhelm al II-lea dorea să-l transmită. Fostul rege Carol I merita prețuit pentru că el dorise alianța României cu puterile centrale. În schimb, regele Ferdinand merita disprețuit pentru că el ridicase sabia împotriva țării sale natale, Germania. De altfel, dacă puterile centrale ar fi câștigat primul război mondial, este aproape sigur că regele Ferdinand ar fi fost alungat din România. Așadar, Kaiserul Wilhelm al II-lea a venit în mare secret în România, urcând în tren la Turnul Severin, traversând Oltenia pe calea ferată și ajungând pe 20 septembrie 1917 la Curtea de Argeș. El a fost primit pe traseu de generalul von Mackensen, cel care cucerise Bucureștiul și acum era guvernatorul României ocupate de germani. Singurul român pe care Kaiserul Germaniei l-a întâlnit a fost istoricul de artă Alexandru Țigara Samurcaș, despre care se spunea că ar fi fost copilul din flori al regelui Carol I. De reținut că în acea zi de 20 septembrie 1917, Kaiserul Wilhelm al II-lea nu a dorit să se întâlnească cu niciun om politic român, nici măcar dintre cei germanofili. Ajuns la Curtea de Argeș, Kaiserul Wilhelm al II-lea a venit aici, la Catedrala Arhiepiscopală, și a depus gerbe de flori pe mormintele regelui Carol I și al reginei Elisabeta. Apoi, alături de Țigara Samurcaș, Kaiserul a făcut o scurtă plimbare prin oraș, iar seara, cei doi, alături de suita germană, au luat cina în sala mare a gării din Curtea de Argeș. În aceea seară, împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei a plecat cu trenul spre Cernavodă, unde urma să-l întâlnească pe regele Bulgariei. Iar regele bulgar avea și el un interes în această întâlnire. Primindu-l la Cernavodă pe Kaiser, el vrea să demonstreze că Dobrogea este bulgărească. Iar morala poveștii noastre este că nu numai în războaie, propaganda folosește deopotrivă și vii și morții. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.